Ultimul care iese din toaletă va câștiga $1000, iar regulile sunt simple. Fiecare concurent va extrage un bilețel în această șapcă care conține toaleta în care va intra, pentru că avem una VIP mare, spațioasă, iar una luată de pe stradă care miroase foarte urât, iar după eu o să fac tot ce-mi stă în putință ca să-i scot din acele toalete. Hai să înceapă extragerea, hai Barbie, tu prima! Amestecăm un pic și... Ia! Toaletă de pe stradă! Toaletă de pe stradă, tata, aici o să intre Parfiliano, iar automat tata și Iulie vor intra în cea VIP. Băi, Iulica, urmează tortura. Hai, intrați acolo, hai. Mamă, ce bine miroase la noi, avem și flori aici. Uitați-vă ce hârtie igienică am. Aude un caț. Uite cum miroase. Aoleu. Holy shit, e foarte scârbos. Ce se întâmplă aici? Mi-e ținea să ating orice. În toaleta VIP, voia bună n-a încetat să apară, așa că i-am lăsat pe toți să se acomodeze un pic și am venit la ei cu prima tortură. Băi, vă că vă cap distrația, deschideți ușile alea mărlămoilor, pentru că am pe voi 3 pompe de VC care conțin un sos extrem de iute făcut din cel mai iute ardei din lumea asta, Carolina Reaper, tata. După ce că miroase aici, oriunde ne mai dai să bem și astea. Băi, vrei 1000 de euro, ține asta. Băi, lasă-le mă cu asta și iute mă. Băi, haide mă, lasă-le mă, luați, ceva, mă. Luați și gustați. Luați o gură, hai, 3, 2, 1 și hai, mamă, ce iute. Bă, apă. Hai că vă dau apă, stați acolo, chiși mărlămoilor. Și tu, Barbie, hai că nu-ți fac nimic ție, hai. Nu-ți fac nimic ție. Ia o gură. E extrem de iute chestia asta, tată, și n-au nici măcar apă, o să-i lăsăm să se chinuie aici, torpilă. Ne pare rău, mă, dar pentru 1000 de euro v-am zis trebuie să faceți sacrificii. Bă, nu se poate ce ne-a făcut ăsta. Am înghițit, nu mai pot. Par de fața, frate. Mamă, mâncați-ai și gura ta. Vreau lapte. Ce mă ustură fața. Deja m-am infiltrat în psihicul lor și am reușit să-i supăr încă de la început cu iuțeala extremă și cu lipsa oricărui lichid, așa că nu am lăsat-o ușor și am venit cu următoarea propunere. Dragi concurenți, ăsta este un veceu, iar voi trebuie să băgați una din mingile astea neapărat în WC-ul ăsta, pentru că dacă nu o faceți desfii pedepsiți cu ceva grav rău de tot. Hai să vă văd, cine mai faci, mă, bucățești? Nu mai comentam atât și iau minge de-asta. Haide, și tu? Ia și tu minge, Farbi. Echipa din toaleta VIP o să înceapă prima oară. Hai să vedem. Hai, Iulica, hai, Iulica. Ochii închiși, va fi atent. Ia, ochii închiși, bă. O, mai ieșit, ești nebun. Bă, tu nu vezi, mă, bucățești, bravo. Farbi din toaleta de pe stradă acum. Doamne, ajută, te rog să intre. Și arătare. Ia fi atent acum, că urmez eu. Ia, ratat, mă slab tot amințanul. A doua șansă la Parpi. Doamne, ajută să intre, te rog, și... Tata, mama, iată-ne, Parfi este salvată. Iar tata, Mițanu și Iuli sunt pedepsiți. Și fiți atenți ce trebuie să faceți. Voi doi va trebui să puneți 1000 de elastice pe acest lăptic și o să vedeți ce se întâmplă la final, că probabil o să explodeze pe aici. Hai, vedeți ce faceți, în așa fel încât să nici nu pășiți în afara toaletei, dacă n-aveți voi, altfel sunteți eliminați. Hai să vă văd cum o să faceți pe aici. Tata și Iuli au început să pună elastice și încercau să țină cumva sticla în așa fel încât să nu explodeze totul pe ei, fiindu-le foarte frică de asta. Mamă, să vezi ce o să ne murdăresc explozia asta pe aici. Totuși, imediat, Iulia a decis să-și dea anoracul jos, moment în care tata Mițanu i-a făcut asta. Mamă, ce prank i-a făcut! Băi, băiat! Băi, lămoiule, băi! De când să sară pe el, mai bine să sară pe Iulia, auzi? Lasă, băi, Iulica, mai bea un cuit de lapte. Nu mai da, bă, mamă, cred că le-a făcut o mizerie acolo, bine că am câștigat. Ce, domnul, frate, cum nu puteai să te ieși să stăm aici, pe afară, să sară pe undeva? Hai, mă, l-am mai făcut varză, domnul. Hai, mă, de ce te superi, mă, mâncați și gură? Ce vrei să sară pe mine? Am crezut că suntem o echipă, dar acum acolo, fiecare pentru noi, frate. De ce faci, mă, de-astea? Tata și Iulia au devenit deja foarte recalcitranți unul cu altul, lucru foarte bun pentru că o să renunțe mai ușor dacă o să-i chinui rău. Totuși, Parpi era într-o stare mult mai ok, așa că am pregătit următorul lucru care sper să o afecteze și pe ea. Băi, tata, s-a lăsat frigul așa. A început să și picure un pic, iar ca să intensific toată treaba asta, o să mă duc să-i bombardez cu toate baloanele astea cu apă și cu mingii de tenis fix în ei. Hai să vedem. Trebuie să-i scot cumva de acolo din toaletele alea, că nu mai pot deja. Deschideți ușa, dragilor, un pic. Lăsați ușa deschisă. Și tu, Parpi, lasă ușa așa, te rog. Da? O să vedeți imediat. Lăsați așa ușile. Iar acum să înceapă tortura. Băi, nu mai apă. Aduc artileria grea și niște mingi de tenis, haide! Oh, no. Ieșiți, băi!
ieșiți de aici! Nu ieșim! Aaaa, piciorul meu! Filipuzi! Stați acolo, mărlămăilor, să înghețați de frig, o să vă las un pic. Ca să ieșiți odată din toaletele alea, că m-ați dăpăcit. Mamă, uite ce-i pe mine, eu acum văd, mă, mâncăți și gură. Ce-i, mă, pe tine? Uite-te pe mine, uite-te cum sunt eu vars! Au dat totul, nu mai unde să mă așez, e totul groaznic! Uite cum se pămâi, bă, de alb! Cum există eu așa, udă, nu se mai usucă hainele de pe mine niciodată! Toată lumea știe cum e să te simți ud în frig, e super nasol și exact asta am vrut să le fac, iar acum am zis să mă mai joc cu ei un pic folosind asta. Asta este un spray care are miros de pârțuri și o să mergem la ei să-l dăm pe Șustache pe acolo să se întrebe ce pute așa, bă, băiatule, dintr-o dată. Hai să-l vedem reacția. Să sară pe mine, mai bine sări pe tine. A, bă, frate, nu puteți să dai tu până. Te-ai scăpat pe tine, mă? Foai, ce miros a venit, doamne. Tu te-ai pe mâncă, halul ăsta, mă, ce-i mâncă, mă, frate? Mamă, miroase a canalizare. Tu de la tine vine, bă, eu te-l pe ăsta. Păi, băiatule, n-aveți idee cât de urât miroase ăsta. Hai să-i lăsăm acolo, să-i intoxice. Ați făcut pe voi, ce miroase așa? E, cred că s-a bă, Iuli. Mamă, Iuli, nu mai face asta. Tu, eu. Doamne, cum miroase, nu vine să cred. Am testat și eu spray-ul ăla și persistă mirosul super mult, dar totuși am zis că vreau să mai intensific treaba și să le fac viața un calvar, așa că am făcut și asta. Ca să facem mai grea situația, dragilor, fiți atenți ce trebuie să faceți. Folosind acest WC, va trebui să migrați așa ușor, eu o să vă împing către această toaletă mică, da? Unde o să vă îngrămătiți toți ca să fie treaba. Hai, cine e primul? Eu, Iulic. Vezi să ne atingi în afara acestei plăci, da? Haide, mă, dacă aluneci, ai pierdut. Ce atunci, mă, aici la mine? Bă, și haide, ce trebuie să fac aici? Hai, intră acolo înăuntru acum. Să fie înghesuia la aia mare, să nu mai puteți să respirați. Parcă e mai cald aici la parte. Eu rămân singur aici. Nu, nu, hai și tu, vină cu aia. Ține de el, mă, să mă cadă. Ușor așa. Și gura. Așa, să vedem. Băi, băi, ușor, mă. Hai pasul mare ca la gimnastică. Îmi face mâna. Bun, și acum ușa închisă neapărat. Haide. Și aici o să-i lăsăm până se face seara. La cap. Cum mă, până seara aici? Da, da, până seara, haide! Băi, i-am spart cu înghesuia la asta, ești de bun la cap și pe lângă toată asta nu am mai mâncat de vreo 8 ore și ceva de când am început challenge-ul, deci deja încep să devină recalcitranți. Hai să vedem ce o să se întâmple totuși. Imediat după ce am plecat, mirosul foarte nasol, înghesuiala, frigul și oboseala acumulată pe parcursul zilei l-au făcut pe Iuli să dea semne de epuizare. Ce-i făcut? Hai, bă, Iulica, bă, unde ce faci? Ce-ai făcut, mă, bă? Bă, Iulica! Ce faci, ce-ai, mă? Bă, ești bine? Bă, mă sperii, bă! Mai aveam mai albă, frate. Hai, vino, stai jos aici. Aia, o să ne asigurăm că Iuli e în regulă, iar după continuăm challenge-ul. Bine că nu sunt la ostrofobă. Da, frate. Iuli, din nefericire, a avut un atac de panică în toaleta respectivă și a simțit nevoia de aer curat, așa că a părăsit toaleta și totodată și challenge-ul, deci Parpi și tata au rămas singuri în lupta pentru cei $1000, așa că după ce s-a lăsat seara complet, din empatie, m-am dus să le propun asta. Băi, tata s-a lăsat noaptea și mi-e milă de ei, mă, așa că o să le propun un concurs ca să le dau ceva de papa, dacă e să mai motivez un pic. Băi, mai trăiți, mă, fraților, unde sunteți, mă? Băi, vă e fomică? Da, mă! Aoleu, mai ce trebuie? Fiți atenți cum se treaba, știam că vă e primul care bagă un cer de ăsta pe bățul ăsta de-al meu de aici, câștigă o masă caldă. Ca să nu zici că nu-ți băia de treabă, ești e bun, pe ei 1000 de euro și mai și mănânci. Cine dă primul, dau eu? Primul tata Mițanu, hai să te văd, hai. Pe lângă, pe lângă. Pe lângă, mamă, pe lângă rău. Oh, aproape, Parpi! Tata a ratat iar! Și Parpi? Parpi a păcat! Parpi are o masă caldă din partea mea! Mamă, tata Mițanu e doborât, e decimat! Adu mâncarea, adu mâncarea! Mă, du-mă să-i adu mâncarea, merită! Am băgat din a doua încercare! Hai să vedem! M-am dus să iau preparatul cald, dar totuși... I-am pus doar două felii aici. Mai e cineva aici, poți să intru? Da! Hai să vedem, Parpi! Da. Vezi că tu n-ai voie să mănânci, da? Deci tu nu! Frate, am crezut că îmi dai și mie o pizza întreagă, ce să fac cu două felii? Nu, tipă, pe ăștia, pe vreo 1000 de euro și pentru ce o pizza întreagă? Ba, acolo, gata, haide! Hei, băi, dacă mie îmi dă, mă elimin! N-ai voie să mănânci, n-ai câștigat, tu nu meriți! Frate, Mițan, îmi pare rău că vă fac poftă, da, concurs e concurs. Frică, ăsta e cel mai ciudat loc în care am mâncat vreodată pizza. Barbie s-a băgat să devoreze pizza aia, iar eu între timp i-am pregătit asta lui tata. Fiți atenți, o să-i facem lui tata Mițan un break, o să zice că i-am adus și lui două felii de pizza și ia vedeți ce i-am pus aici, bă, băiatule, bă, mare broască, ești nebun la cap. Hai să mergem. Dă-mi coacă, ți-am adus două felii de pizza. Mi-ai adus și mie două felii de pizza? Două felii de pizzoni. Ia vin. Băi! Băi! Ia! Ia! Băi, mi-e scurt, mă, să-ți apare! Dă sară, bă,
ei acolo, să sară pe ei. Bă, ce credeam că mi-ai cel mie două felii de pizza, mă, mâncațești, pula ta. Băi, băiatule! Dita mai broască! Am dus broscuța înapoi în natură, iar pe ei i-am lăsat să se simtă cât mai nebăgați în seamă ca să le fac asta. Băi, s-a făcut unul noaptea și din ce cred eu, din ce am auzit pe acolo, concurenții cred că au adormit, că nu se mai aude absolut nimic, iar noi o să mergem cu goarna asta să le dăm trezirea aia nebună. Poate îi stresăm mai mult și convingem cumva să iasă, hai lic. M-am dus ușor așa spre ei și am început cu niște urlete. Trezirea, băi! Ăștia dormeau, mă, ești nebun la cap. Băi, dar unde ești, bă, pe stadion? Unde ești, bă, băiatule? Pe stadion să fac ce vreau eu trezirea, cum adică? Păi 1000 de euro și voi dormiți, mă? Bă, da, abia încercam și noi să ațipim un pic. Trezirea, nu mai dormiți atât, mărnămoilor! Dormiți atât! Lasă-ne, băi! Băi, ia gata, hai, gata! Da. Dar cu ce ai venit, mă, cu tirul? Cu ce ai venit, mă, de claxonizi așa? Vedeți cum faceți, ce o să faceți, ce să le mai facem? Ce le facem, mă, Iulica, ce mai facem? Bă, am eu o idee tare! Da? Ia! Mergem amândoi în spate și mișcăm aia tare așa până să iasă vreo un daun. Mișcăm tare amândoi! Am mai așteptat câteva zeci de minute, iar după am mers cu Iuli tip tir ca să nu ne audă și le-am făcut asta. Ce e tu, ce ți-mă, doamne? Ia toți bănuții de aici, bă, cum ai consumat, frate? Și, bă, băie, ce-ai făcut, mă, lucrul ăsta? Mă, ce-ai făcut? Să mai dai cu lapte. Nu uitați să dați clipul de like și pe un de subscribe. Tata mi s-a pierdut, par pe câștigătoarea. V-am pupat, pa, pa.